La 3 ani și jumătate, Anticristul se va duce la Ierusalim și va intra în templu. Capitolul 11 ne arată deja templu construit. Mi s-a dat o trestie asemenea unui prăjin și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templu. Cu privire la templu, vreau să vă spun, la Ierusalim sunt pregătite costumele pentru inaugurarea templului, 28.000 de costume de in, care sunt pregătite pentru ca 28.000 de preoți să le îmbrace la sărbătoarea de inaugurare a templului de la Ierusalim. Am văzut fotografii cu costumele astea, așezate într-un depozit secret care așteaptă ziua aceea. Sunt pregătite 4.000 de harfe cu 10 coarde ca leviții să cânte psalmii treptelor la sărbătoarea de la templu. Materialele pentru construcția templului au fost trimise cu colete diplomatice din diferite părți ale lumii, sunt stocate în secret și se spunea până nu demult că evreii declară că în 6 luni vor construi templu. Numai că grecii la Atena au construit în 30 și ceva de ore un stadion de 2000 de locuri. Din blocuri de marmură, cioplite dinainte, 38 de ore, dacă nu mă înșel, au luat și au construit un stadion cu 2000 de locuri. Am văzut stadionul ăsta și am întrebat de ce este închis, zice, e numai un prototip. L-au făcut pentru ca să arate că sunt în stare să găzduiască Jocurile Olimpice din 2004 și au câștigat. Evreii au spus și ei, nu mai avem nevoie de 6 luni pentru zidirea templului, în câteva zile. Cu materialele care le avem, îl putem ridica. Erau certați cu papa de la Roma, dar a avut o discuție între reprezentanții evreilor și papa și-au cerut sfeșnicul cu 7 brațe, care este la Biserica Catolică, în proprietatea ei. Și papa a zis, suntem dispuși să discutăm condițiile în care vi-l vom ceda. Cu 2 ani și ceva în urmă, cei care sunteți abonați la revistele astea evreiești, Strigătul de la Miezul Nopții și Știri din Israel, a fost mare tamtam cu închiderea unui tunel a Hasmoneilor la Ierusalim. Tunelul are multe galerii care duc până sub moscheia zidită pe locul templului. Și într-o galerie acolo este chivotul, coborât de pe vremea lui Iosia, descoperit în 84, dacă nu mă înșel, de 2 rabini. Și în momentul când cineva i-a întrebat, de ce nu l-a scos afară, au zis, unde să-l punem? Decât să-l punem undeva în Ierusalim. Să încerce Saddam Hussein sau Yasser Arafat să-l bombardeze, el nu poate fi distrus. De asta Iosia l-a coborât sub pământ, să poată fi distrus templu. Chivotul nu poate fi distrus, că e prezența Domnului acolo. Rachetele care ar fi aruncate spre el ar fi deviate în alte părți și s-ar distruge Ierusalimul în jur. Și atunci au preferat să-l țină sub pământ până când va fi templu zidit. Toate lucrurile astea care erau departe în viitor, uitați-vă că sunt acum în actualitate. Și fiți atenți, la anul 70 a fost dărâmat templul de la Ierusalim și ființa noastră a devenit templul Duhului Sfânt. Înainte ca templul ăsta de la Ierusalim să fie inaugurat, templul ăsta al ființei noastre va fi luat în cer. Și pe pământ va apărea un alt templu. Nu pot fi 2 temple pe pământ. Domnul ne va lua acasă. Și dacă toată construcția asta poate începe de mâine, înseamnă că răpirea trebuie să fie azi. Este așa de aproape răpirea, așa de aproape. La 3 ani și jumătate se va întâmpla ce spune Domnul Iisus în Matei 24. Urăciunea pustirii va intra în locul preasfânt. Anticristul se va duce la Ierusalim să se dea drept Dumnezeu. Adică acolo va fi declarația lui mondială că El este Mesia, este Dumnezeul. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum spune crezul creștin. Ei, în momentul când va încerca să facă lucrul ăsta, în Ierusalim vor apărea 2 predicatori care vor trezi națiunea lui Israel și vor spune națiunii lui Israel și vor arăta cu dovezi că nu acesta este adevăratul Hristos. Rezultatul, acești 2 martori despre care unii cred că e vorba de Enoch și Ilie, alții că e vorba de Moise și Ilie, acești 2 martori care vor apărea la Ierusalim vor fi decapitați. Oamenilor este rânduit să moară o singură dată. Nu se cunoaște mormântul lui Enoch, spune că Dumnezeu l-a luat. Enoch se pare că n-a gustat moartea, trebuie să o guste. Nu se cunoaște mormântul lui Ilie. Nu se cunoaște nici mormântul lui Moise. Evreii ar fi vrut să facă din trupul lui un idol. Au făcut ei din șarpele de aramă un idol. Dar și ei trebuie să moară odată și după aceea să vină judecată. Ei, 2 martori apar acolo și ei sunt decapitați. Și auziți ce spune cuvântul. Trupurile moarte
vor sta câteva zile în piața cetății și vor fi privite de oamenii de pe tot pământul. Nu-i interesant? În anul 30, cei mai pregătiți, pocăiți, cei mai tetras pocăiți, erau la frații creștini după Evanghelie. S-a strâns atunci Florică Moisescu, Vasile Moisescu, care era piramidolog și matematician, savant, recunoscut pe plan mondial, Grigore Constantinescu, mai erau câțiva evrei patroni, oamenii ăștia studiau Biblia împreună. Și-au discutat problema asta și-au spus, cum poate omenirea de pe tot pământul să se uite să vadă două trupuri neînsuflețite la Ierusalim? Și-au spus, nu se poate. E numai figurativ, scris aici. Ei, acum înțelegem că nu-i figurativ, este literar. Și repetiția generală pentru așa ceva s-a făcut. Când prințesa Diana a murit, din doi oameni de pe pământ, unul a văzut înmormântarea la televizor. Deci peste 2,5 miliarde de oameni au văzut înmormântarea prințesei. Nu era posibil până acum, dar acum e posibil. Stai și te întreb, cum, domnule? Uite că e posibil. Cine are interes să pună fibră optică în satele de pe malul Prutului? Cine știe unde? Unde și-a rupt foamea gâtul, spun unii. Și fibrele astea cuprind încet tot pământul. Și pânza de sateliți care înconjoară pământul asigură vizualitatea, asigură posibilitatea de a vedea tot pământul, un singur vorbitor, un singur orator, un singur subiect. Respectiv, de exemplu aici, două trupuri neînsuflețite. Să știe toți că dacă ies din coloană și nu se supune conducătorului mondial, pot păți la fel. N-a fost posibil până azi așa ceva. Dar astăzi este posibil. Problema este următoarea. În momentul când acei doi vor fi uciși în Ierusalim, Ierusalimul se va trezi. În inima Ierusalimului se va naște prin credință Iisus Hristos. Trebuie să aibă loc această naștere prin credință. Dar Scriptura ne spune în felul următor, la capitolul 12. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare. Deci luna e sub picioare. Lumea asta musulmană e sub picioarele ei, reprezentată prin semilună, și o cunună de 12 stele pe cap. Pentru catolici, imaginea asta este imaginea Maicii Domnului. Mereu statuia ei este cu 12 beculețe aprinse pe cap. Dar noi înțelegem aici că de fapt e vorba de națiunea lui Israel și stelele astea sunt visate de Iosif în visul lui. Și se refereau la cele 12 seminții. Națiunea lui Israel trebuie să nască un copil, să nască pe Hristos, adevăratul Hristos în inimă, prin credință. Să înțeleagă de fapt cine era Hristos. Dar un balaur, spune Scriptura, a stat înaintea femeii să mănânce copilul când îl va naște. Balaurul ăsta este această forță demonică a anticristului care se rostește împotriva națiunii lui Israel. Națiunea lui Israel se va răscula. Și în momentul când națiunea asta lui Israel se va răscula, anticristul va chema o forță mondială împotriva lor. Domnul Iisus spune așa, când veți vedea urăciunea pustierii intrând în locul preasfânt, voi care sunteți în Iudeia să fugiți la munți. Cornelescu a tradus munți în Biblia noastră pentru că a găsit un cuvânt în greacă tetra și petra însemna pentru el stâncă, rocă sau munte. Și atunci el a zis, a tradus munți. Dar de fapt cuvântul petra n-ar fi trebuit tradus munți, ar fi trebuit lăsat ca atare, pentru că Petra este o localitate în regatul Hașemit al Iordaniei. Și l-am întrebat pe doctorul iordanian, ce înseamnă Petra pentru tine? Mi-a spus, muntele de piatră roșie. E vorba de muntele Seirului. Un munte care este în regatul Hașemit al Iordaniei are o formă circulară, ca de crater, în el se intră pe un defileu foarte îngust. Abia intră un om mai bunic singur, nu pot intra doi unul lângă altul, și acolo în muntele ăla a locuit neamul lui Esau. Au săpat cărări până la 700 de metri înălțime și caverne și au locuit în muntele Seirului până Dumnezeu i-a fugărit afară de acolo. Și a lăsat muntele ăla gol până în ziua de azi. Și Scriptura spune, femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu să fie hrănită acolo 1260 de zile, adică încă 3 ani și jumătate, respectiv a doua parte a năcazului celui mare. Cineva a avut ideea să se ducă și să vadă câți oameni pot locui în muntele Seirului, la Petra. Rezultatul?
Acolo pot locui, a zis el, 4 milioane de oameni. Evreii sunt astăzi în Palestina 4 milioane și ceva. Și Domnul Iisus spune așa, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Nu-i ușor să fugi iarna muntele Seirului, să urci până la 700 de metri înălțime? Zice, vai de femeile care vor fi însărcinate, nu-i ușor să naști un copil în peșteră, sau de cele care vor alăpta, să alătezi un copil în condiții de peșteră. Dacă lucrul ăsta începe de vară, îi se pregătesc pentru iarna, zice, rugați-vă să nu fie iarna, sau într-o zi de sabat. Pentru că distanța din Israel până la muntele Seirului e mai mare decât 2000 de pași. Și evreii ortodoxi în ziua sabatului nu-i fac decât 2000 de pași. Și acum e interesant. Totdeauna în inima tinerilor evrei a fost dorința să vadă măcar o dată în viață Petra. Avem în Israel cam vreo, cred că peste 1000 de frați credincioși care lucrează. Vreo 400-500 de ei sunt numai din Rădăuți, din comuna Marginea. A avut acolo odată un frate o descoperire și a zis, fraților, așa vorbește Duhul Sfânt. Credincioșii mei din Marginea vor zidi case la Ierusalim. Și l-a oprit fratele la oră și a zis, frate, n-ai spus bine. La Ierusalim Dumnezeu ne-a făcut nouă casă. Nu noi vom face casă. Și fraților, așa a vorbit Duhul Sfânt și eu așa dau cuvânt. Și interesant, sunt peste 400 de frați din Marginea care lucrează la construcție la Ierusalim. Și frații spuneau așa, când flăcăii se duc la fete în Israel, fetele întrebau, ai fost măcar o dată în viață la Petra? Pentru că se spunea că adevărații bărbați, care într-adevăr sunt curajoși în Israel, trec granița în regatul Așemit al Iordaniei să viziteze Petra. Dar acum fiți atenți, în 1994, între regatul Așemit al Iordaniei și Israel s-a încheiat un tratat și s-a deschis granița în dreptul muntelui Petra, pe o distanță de câțiva kilometri. Și acum evreii merg anual, mii de evrei să viziteze Petra. Dumnezeu îi pregătește să fie în cunoștință ca atunci când va fi problema aceea să fugă cu toții la Petra. Și încă o dovadă. După ce ei vor fugi la Petra, Anticristul va chema o forță mondială. Și forța asta mondială ne arată Scriptura că va fi de fapt o înșelăciune prin patru duhuri puternice. Și auziți ce spune la Apocalipsa, capitolul 9, versetul 15 și 16. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. O oștire înșelată de diavolul care să ajungă să moară. Și oștirea asta este o oștire de 200 de milioane de oameni. De 20.000 de ori 10.000. Ioan nu calculează în milioane, el calculează numai mii și în zeci de mii. Niciodată în istoria lumii până azi, n-a fost posibil să se împlinească versetul ăsta că nicio armată în lume n-a avut 200 de milioane de oameni. Niciodată. Nici Hitler n-a avut atâta armată, nici Napoleon n-a avut atâta armată, nici forțele aliate n-au avut atâta armată. Nu există atâta armată. Dar acum fiți atenți. Cu vreo 2 ani și ceva în urmă, un ofițer de la Pentagon care studiază armatele lumii a scăpat o știre pe internet. Și băieții noștri pocăiți, care sunt foarte agili, au prins știrea asta de pe internet și au dus-o la cunoștință fraților. Era o știre secretă, dar Dumnezeu a făcut ca ea să transpire, să dea un semnal de alarmă. Ofițerul spunea așa, aduc spre cunoștință Pentagonului că la ora actuală există o națiune pe pământ care în ordin de concentrare poate să adune sub arme 200 de milioane de oameni. Și această națiune e China comunistă. Până astăzi n-a fost posibil ca cineva să se gândească la o armată de 200 de milioane. Dar astăzi Dumnezeu ne pune sub voi știrea asta. De ce n-a spus 150 de milioane sau 250 de milioane? De ce chiar 200, cum spune Scriptura? Dumnezeu vrea să ne vorbească. Apocalipsa se împlinește sub ochii noștri. Problema se pune așa, dacă la ora actuală ne gândim că forța mondială pusă la dispoziția organizației mondiale este Pentagonul sau NATO, NATO este puternic datorită Americii, America este puternică datorită Bisericii. Fără Biserică, America va intra într-un necaz și într-o problemă așa de mare, încât cei care sunt acolo vor alerga să vină înapoi acasă. Pentru că sunt un amalgam de neamuri, de culturi și de popoare care sunt ținute sub ordine
datorită Constituției americane, fondată pe principii bisericești, biblice. După răpirea bisericii, America nu va mai fi o putere. Luptele interne și convulsiile interne vor face ca America să se ducă în jos. NATO nu va mai fi o putere. Atunci Anticristul va trebui să apeleze la alte puteri. Și acolo, în partea de est a Asiei, este Japonia, Coreea, India, China, câteva țări care dețin jumătate din populația Pământului. În 3-4 țări, jumătate din populația lumii. De acolo Anticristul va chema urmată. Și au zis ce spune capitolul 16, versetul 12. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Armata asta care vine din răsărit trebuie să treacă Eufratul. Și Eufratul, Dumnezeu are grijă să-l sece. Eufratul izvorăște din Turcia, trece prin Siria, prin Irak și se varsă în Golful Persic. Turcia este prietenă cu Israelul. Siria și Irakul amenință Turcia că nu li mai dă petrol, pentru că e prietenă cu Israelul. Ca Turcia să nu rămână fără petrol, a construit pe fluviul Eufrat 21 de baraje și amenință Siria și Irakul că dacă nu dau petrol, închide barajele și Siria și Irakul trăiesc din apa irigaților, din apa Eufratului. Și rămân fără apă și rămân fără mâncare. Și am avut frați din biserică care au lucrat în Turcia și au văzut barajele astea. Nu-i greu unui lider mondial să dea telefon la Istanbul și să spună închideți toate barajele. Secați apa Eufratului pentru ca să poată veni armata lumii. Armata uneia care a avut duhul anticristului a lucrat la mutarea Eufratului. Eufratul a fost mutat de Nebucadnețar de pe o curs vechi pe unul nou prin mijlocul Babilonului. Dar tocmai asta i-a dus pe irea Babilonului. Că într-o noapte apa a fost mutată înapoi și pe albia secată a intrat armada medo-persană. Uitați-vă cum se leagă istoria și același duh care a fost în Nimrod, în Nebucadnețar, în Carol cel Mare, în Hitler, în Napoleon și în alții. Același duh lucrează în felul acesta. Armata asta de 200 de milioane de oameni trebuie pusă undeva, încartiruită undeva. Și Napoleon, care avea duhul lui Anticrist, a văzut în Israel un loc și a spus așa: acest loc este locul cel mai strategic de pe toată fața Pământului. Era valea munților mei, zice Domnul. Valea munților mei. În valea aceea străjuită de cinci munți roată, valea lui Iosafat, va fi încartiruită armata asta de 200 de milioane de oameni. Rușii au în țările comuniste, care au fost 100, un milion de soldați și nu-i pot chema acasă că n-au unde să-i cazeze, n-au unde să le dea locuință. Unde pui 200 de milioane? Uite că în valea lui Iosafat este loc pentru aceste 200 de milioane. După ce vor fi încartiruiți aici, următoarea fază ar fi să plece de aici spre muntele Seirului ca să atace națiunea lui Israel care e ascuns acolo. Dar Scriptura de acum ne arată că din capitolul 19 apare Domnul Iisus călare pe cal alb și cu o oaste călare pe cai albi, o oaste cerească. Și Biblia spune așa: au călcat armata aceea în picioarele cailor și a ieșit sânge până la zăbala cailor. Un cercetător evreu a luat și a calculat suprafața văii lui Iosafat, a mulțit 200 de milioane de oameni cu 8 litri de sânge, cât este în trupul fiecărui om, și a calculat ce grosime de sânge ar fi dacă se varsă sângele tuturor. Și a ajuns la concluzia, după calcule, că sângele ar trebui să se ridice până la 1,20 m înălțime. Acum când prindeți un cal, măsurați-i distanța până la zăbală, să vedeți că are 1,20 m. Când am fost în America, am fost în Valea Maryland să văd Valea Sângelui. Acolo în Maryland, în Valea Sângelui, pe vremea războiului civil, a fost sânge până la 30 de centimetri. A curs pârâul de sânge de 30 de centimetri. Așa de mulți oameni au murit. E aici, cuvântul spune, până la zăbala cailor. Și acum o altă dovadă, Isaia capitolul 61, dacă nu greșesc, ca să vedeți că e vorba de valea, de muntele Seirului. Aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Isaia 63, iertați-mă.
Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, haine strălucitoare, și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care făgăduiesc mântuirea și am putere să izbovesc, zice Domnul. Și Isaia se uită într-o zi spre țara Edomului și vede venind dinspre Edom un personaj. Edom avea o localitate pe vremea lui Isaia care se chema Boțra, și Boțra e la 2 km de Petra. Și în momentul când vede, zice, cine este cu veșmintele strălucitoare? Străluceau pentru că erau umede. Și Domnul spune, eu sunt cel care făgăduiesc mântuirea și am puterea să izbăvesc. Cel care am călcat pe oamenii din popoare, care nu erau cu mine, erau împotriva mea. I-am călcat în mânia mea. Dar de ce sunt hainele roșii? Sângele lor a sărit pe hainele mele și m-am mânjit cu el. După ce Domnul Iisus îi zdrobește, se duce la Petra pentru ca să-i vadă pe ai săi. Ne uităm în cuvintele astea și ne dăm seama că toată Scriptura se explică prin Scriptură. Am vrea acum să ne mai ocupăm de un lucru care e interesant. În capitolul 13 apar două fiare. Prima fiară, spune cuvântul, se ridică din mare și marea reprezintă lumea. Dar a doua fiară se ridică din pământ și pământul reprezintă firea. A doua fiară are toată autoritatea să lucreze pentru a aduce omenirea la ascultare față de fiara din tâi. Și acum ne întoarcem din nou la Trinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Satana vrea să fie ca Dumnezeu Tatăl, Anticristul vrea să fie ca Domnul Iisus, dar al treilea personaj care vrea să fie ca Duhul Sfânt este prorocul mincinos. Acest proroc mincinos, spune cuvântul, lucra cu puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărui rană de moarte fusese vindecată. Este vorba aici de o biserică apostată, de o unificare de religii, de o autoritate religioasă care cheamă oamenii să se închine înaintea Anticristului și îl prezintă ca pe un înviat din morți pentru că rana de moarte e vindecată. Făcea semne și minuni până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Prorocul mincinos vrea să-l copie întru totul pe Duhul Sfânt. Și acum aici aș vrea să înțelegem un lucru. Când te uiți la lucrarea Duhului Sfânt, la manifestările Duhului Sfânt, vezi acolo semne, minuni, vindecări, vorbire în limbi dacă vreți, manifestări ale Duhului Sfânt. Ei, la ora actuală există o mișcare pe pământ unde apar semne, minuni, vindecări, vorbire în limbi. Interesant este că oamenii cu care se întâmplă lucrurile astea nu-s pocăiți. Asta e problema. E o mișcare pe care Papa o tolerează în rândurile Bisericii Catolice. E o mișcare care cuprinde la un moment dat oameni care nu sunt în culte creștine. E o mișcare care seamănă așa de mult cu mișcarea penticostală. Vrea să se amestece cu mișcarea penticostală. Aș vrea însă ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm înșelați. Și a luat un nume foarte interesant, mișcarea carismatică. Să nu credeți că mișcarea carismatică e mișcare penticostală. Când îi vedeți cu toate tinichelele lor, când îi vedeți cu toate podoabele lor, când îi vedeți cu toate falsurile și cu toate vopselele lor, când îi vedeți cu manifestările lor, cu săriturile lor, cu râsul lor, cu urletele lor, cu strigătele lor, cu evanghelia prosperității, cu televangeliștii care adună fonduri colosale, dar cad în păcate grăitoare și strică lucrurile lui Dumnezeu, nu ajută. Când îi vedeți la un moment dat că suflă sau aruncă haina peste mulțimi și mulțimile cad pe spate, te-ai gândit că e ceva regizat, nu-i regizat. Unii care au fost acolo au spus, este o putere acolo, da, e o putere, dar nu-i puterea Duhului Sfânt. Nu-i lucrarea neprihănită, curată, pocăită, smerită, umilă a unui Dumnezeu care ține la aceste calități creștine. Nu. Seamănă așa de mult cu adevărata lucrare a Duhului, dar nu-i lucrarea Duhului Sfânt. Este lucrarea prorocului mincinos. Este o lucrare spectaculoasă, spectaculară,
când Domnul Iisus a fost chemat să facă spectacol, pentru că l-a ispitit diavolul astăzi, zice, aruncă-te de pe templu, că dacă te arunci, vor veni îngerii să te prindă pe mâini, potrivit psalmului, să nu cazi jos, să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Când oamenii o să vadă că tu rămâi suspendat în aer, o să zică, ăsta-i Mesia. Domnul Iisus n-a venit să facă spectacol. Când făcea minuni, dădea poporul afară. Dar auziți cuvântul. Făcea semne mari, până acolo că făcea să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Oamenii stau și se uită. Le place show-ul, le place spectacolul. Te uiți la toate treburile astea. Și spui, domnule, ce să fie asta? Uite ce este. A început pe pământ lucrarea prorocului mincinos. Și lucrarea asta prorocului mincinos vine și foarte interesant este tolerată și de catolici și adună la oaltă oameni de diferite confesiuni și nu mai vorbim de părtășie creștină a celor născuți din nou. Nu mai vorbim de o alianță evanghelică a celor care cred în mântuirea prin Iisus Hristos Domnul, care predică pocăința, credința în Iisus Hristos. Nu. Vorbim de oameni care gustă extazul și se bucură de spectacole și mulți dintre ei sunt nenăscuți din nou. Dar se manifestă ca unii care au Duhul Sfânt. Ce se întâmplă? Ecumenismul, erezia secolului 20, vrea să adune la oaltă pe oameni. Și apare ideea. Un munte cu mai multe cărări, toate ajung în vârf. Important este să ajungi în vârf, dar nu contează cărarea. Poți să fiu de acord cu așa ceva? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cum poți să fii idolatru și în același timp să se manifeste în tine Duhul Sfânt? Nu se poate. Dar la ei se poate. Pentru că este o lucrare păcătoasă, falsă, în care prorocul mincinos face totul să-i aducă pe oameni în ascultare de Anticrist. Doamne, păzește poporul Tău de așa ceva. Ajută-ne, Doamne, să ne păzim de așa ceva. Multe implicații sunt aici. Este implicație de teologie falsă, este implicație de manifestări și este implicație de muzică. Multă muzică pe care o adoptăm noi și nu e muzică care face să crească florile, e muzică care usucă florile. Un frate care cântă și cântăreț creștin a pus muzică din asta, un fel de rock creștin, 2 săptămâni la o plantă care era lângă difuzorul care l-avea în casă. Și în 2 săptămâni planta aceea s-a luat și a început să se opilească pe partea dinspre difuzor și a început să crească depărtându-se de difuzor. După 2 săptămâni a luat și a pus muzică clasică. Iarăși 2 săptămâni. Și planta și-a revenit, s-a înverzit din nou și și-a îndreptat și încet, încet a început să se încline către difuzor. E ceva, muzica e de origine divină. Dar acea muzică care aduce tamtamurile pe care șamanii africani le foloseau ca să cheme duhurile, acea muzică care acum vine să aducă cuvinte creștine, este o lucrare satanică infiltrată între noi. Eu mă rog ca tineretul să fie păzit de așa ceva. Mă rog Domnului să cânte cântările duioșiei, care se potrivesc cu învățătura creștină și cu sufletul românesc. Și să poată folosi într-adevăr muzica pentru slava și pentru lucrarea lui Dumnezeu. În capitolul 19, Iisus va veni și spune Scriptura în felul următor. Fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgiseră pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră fiarei și icoanei ei. Cu privire la semnul fiarei, am fost în Australia și avem frați care lucrează în electronică foarte sofisticată, și o secție a uzinelor Bosch lucrează în Australia și fabrică microchipul. O aglomerare de piese electronice minuscule, mai mic decât un bob de orez, dar care adună la oaltă 260.000 de piese. Adunate la oaltă mai mic decât un bob de orez. Microchipul acesta se fabrică la prețul de 2,50 dolari, îmi spunea un frate din Cluj, și fabricăm câteva 10.000 pe zi. Și am spus, pentru ce trebuie atâta? Deocamdată, zice, le băgăm la orice obiect care e mai scump de 10.000 de dolari. Și dacă se pierde sau se fură, prin satelit îl poți găsi. O mașină, o motocicletă, o barcă cu motor sau altceva. Dar, zice, spunea cineva din America, când la noi o femeie este însărcinată, primește acasă o hârtie și scrie acolo așa. Dacă vreți pe viitor copilul dumneavoastră să nu se piardă în pădure, pe câmp, undeva, sau să nu vă fie furat, sechestrat ca să plătiți, implantați microchipul.
Și cel care a fabricat microcipul și s-a întors la Dumnezeu când a citit Apocalipsa 13, Carl Sanders, un inginer care a lucrat în laboratoarele din Arizona, predică în bisericile noastre românești din America, el spunea așa, are o baterie de litium și funcționează la schimbări de temperatură. Am cheltuit $1,000,000 să vedem unde să-l implantăm în corp. Și am ajuns la concluzia că mâna dreaptă pe suprafața exterioară putem să o folosim pentru că e mâna folosită și imediat își schimbă temperatura, sau pe frunte la rădăcina părului. Am acasă câteva microcipuri din astea, mi le-au dat frații din Australia și a spus, uite-te la el cât e de mic. Are 6 etaje de informații, pe unul singur, încape toată istoria poporului evreu de la origini până azi, pe un singur etaj. Dar, spuneau frații, are, este racordat la un sistem de telecomunicații și dacă ai implantat microchipul ăsta și ești supărat, poți să iei legătura cu satelitul și îți trimite niște unde și dintr-o dată te face vesel ca într-o beție. Dar tot la fel, spunea electronistul ăsta, dacă vrea să facă din tine un soldat care se luptă pentru stăpânul lui și merge la moarte, merge râzând. Deci ești luat în stăpânirea unui duh care te conduce și face din tine o mașină de război sau un sclav de lucru. Din cauza asta e periculos semnul pe frunte sau pe mână, vis-a-vis de Duhul Sfânt care îi stăpânește pe credincioși. Până azi n-a fost posibil. Și a zis, domnule, nu poți vinde și, fără cum, și nu poți cumpăra fără semnul de pe mână. Ei bine, la ora actuală, se fabrică 10.000 într-o singură zi. De ce? Pentru că la un moment dat va veni o ordine și va spune, fiecare trebuie să aibă implantat microchipul și fiecare cod numeric personal care apare cu 13 cifre pe buletinul nostru de identitate trebuie pus acolo. În microchipul ăsta sunt datele despre tine. Când vrei să cumperi ceva sau când vrei să vinzi ceva, imediat se fac mișcări numai în codul de la bancă. Acum vrem să scăpăm de bani, să lucrăm cu carduri de plastic, dar și astea se fură. Și va veni unul și va spune, implantez microchipul și nu mai este nevoie. Haideți să stăm și să ne gândim la lucrurile astea. Erau așa de viitoare pentru Ioan, dar sunt așa de prezente pentru noi. Se închină fiarei sau icoanei ei. Ioan a văzut un tablou înconjurat de un ecran și în tablou era o icoană, un chip omenesc, dar icoana asta vorbea. Ce poate fi icoana asta decât monitorul unui computer? Suntem acordați la telecomunicații internaționale. Ecranul unui videotelefon. Cineva îți dă ordine și trebuie să respecti. Sau ecranul unui televizor. Sau marile ecrane cu lichide de cuarț care se pun la ora actuală la marele spectacole și cântărețul sau vorbitorul este văzut în mod gigantic, la dimensiuni mari. Aceste ecrane apar la un moment dat în filme științifico-fantastice și de pe ele vorbește conducătorul, vorbește șeful. Comuniștii făceau lucrul ăsta cu magawaie, care erau puse niște defuzoare undeva la centrul satului și aduceau ordinele în sat. El va folosi posibilitatea vizuală. Și oamenii vor fi chemați și vor fi controlați prin aceste ecrane și vor trebui să se închine înaintea Anticristului ca înaintea unui Dumnezeu. La ora actuală ne grăbim să punem cablu TV în casă, dar cablul ăla nu este pentru ca să ne aducă nouă informații. La un moment dat pe cablul ăla vei fi controlat tu ce faci în casă. Și informația va merge în dublu sens. Toată electronica aceasta sofisticată și demonică, draconică, este în mâna lor. Toate computerele racordate la un creier central. Tot ce are în fișierul unei secții de poliție, trebuie băgat în computer și computerele astea se adună toate într-un singur creier. Cine are acces la el? Conducătorul mondial. Până acum n-a fost posibil, dar acum este posibil. Vreau să vă spun toate lucrurile astea nu ca să vă îngrozesc, ci doar să vă spun că Dumnezeu le-a văzut, Dumnezeu le-a știut, Dumnezeu ne avertizează despre ele, dar sfârșitul îi aparține lui Dumnezeu. Capitolul 20, capitolul 19. Fiara și prorocul mincinos au fost prinși, spune Scriptura, și aruncați în iazul de foc care arde cu pucioasă. Deci două persoane din Trinitatea Satanică sunt aruncate în iazul de foc. Dacă până aici vedem realitate și nu-i poveste, credeți că iadul este o poveste de speria copiii? Nu. Capitolul 20.
Diavolul este legat pentru 1000 de ani și pe pământ are loc mileniu de pace. Biserica va fi atunci răpită la Domnul, noi vom fi totdeauna cu Domnul. Dar Israelul care va rămâne atunci pe pământ va trăi mileniu de pace. După 1000 de ani, diavolul este dezlegat, dar el nu se poate pocăi. Adună neamurile împotriva cetății preiubite și împotriva taberei sfinților. Un foc din cer se coboară împotriva acestor neamuri și le arde. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Nu credeți că spune Biblia asta? Atunci trebuie să-i credeți pe demonii care vorbesc cu Iisus și spun: Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci ei știu că este o vreme a chinului. Ei reproșau Domnului Iisus că nu-i lasă atâta vreme cât au dreptul să mai stea. Și vrea să-i chinuiască înainte de vreme. Ei sunt convinși, dar nu se pot pocăi. Diavolul ăsta nu vrea să petreacă veșnicia singur. Când Dumnezeu ne-a creat pe noi, n-a vrut să petreacă veșnicia singur. Diavolul copie pe Dumnezeu, nici el nu vrea să petreacă veșnicia singur. Pentru el veșnicia înseamnă iad, înseamnă chin în vecii vecilor. El vrea să înșele pe oameni să petreacă veșnicia cu el. Personalitatea ta pe care Dumnezeu ți-o respectă îți dă posibilitatea să alegi cu cine vei petrece veșnicia. Cu Dumnezeu sau cu diavolul? Cu Iisus Hristos care și-a dat viața pentru tine sau cu acela care înșeală pe oameni și vrea să-i atragă cu el în chinul veșnic? Și spune Scriptura la sfârșitul capitolului 20: Am văzut un scaun de domnie mare și alb, morți mari și mici stând în fața lui. Au fost deschise cărțile cu faptele lor și judecați după faptele care erau scrise în cărțile acelea. Ai spune, dar voi nu veți fi judecați? Nu. Pentru că noi am luat viața noastră și ne-am adus-o la spălat la crucea Domnului Iisus. Și Biblia spune, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Zapisul care stătea împotriva noastră, contabilitatea păcatelor noastre, le-am adus și le-am mărturisit lui. A curs sângele lui pe ele și ne-a curățit toată viața noastră. Când diavolul va veni să ne părască, zapisul acela va fi alb, va fi curat, nu va avea cu ce să ne condamne. Și apostolul Pavel spune la romani: Acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Așa scrie. Și spune Scriptura în versetul 14: Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit scris. Apoi am văzut un cer nou, un pământ nou, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu Ierusalimul nou gătit ca o mireasă. Cetatea lui Dumnezeu cu sfinții. Mireasa, biserica, cei care am crezut în Iisus Hristos și ne-am împăcat cu El. A crede în Iisus Hristos înseamnă a te muta de la moarte la viață. A crede în Iisus Hristos înseamnă a veni să-ți recunoști condamnarea care stă peste ființa ta datorită păcătoșeniei tale și a cere iertarea și izbăvirea de păcate și de sub puterea păcatului. A crede în Iisus Hristos înseamnă a-ți aduce numele să fie scris în cartea vieții. În seara aceasta, grafic, sunt biserici care studiază luni de zile. Sunt încă atâtea lucruri care n-au fost descoperite și n-au fost spuse. Dar am intenționat un singur lucru. Să vedeți că Iisus Hristos, cel înviat din morți, este suveran. Să vedeți că Dumnezeu este stăpânul istoriei și istoria, în mod cadențat, spune amin la voia lui Dumnezeu. Președinții Uniunii Sovietice au cerut Academiei Lomonosov o explicație a istoriei. Savanții au adunat date și au scris un raport. Și raportul, în momentul când a fost în forma finală, savanții au spus: dacă îl dăm președintelui, suntem trimiși toți în Siberia. Și n-au mai dat raportul. Au amânat lucrul ăsta până când Gorbaciov a dat libertatea cuvântului. Și atunci au trimis raportul și raport scria: toată istoria acestei lumi se învârte în jurul poporului Israel, popor care l-are în centru pe Dumnezeul lui Israel. Istoria este roata pe care o învârte Dumnezeu. Timpul spune amin la planul lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu, biserica este sortită pentru fericire veșnică. Și oamenii care se lasă înșelați de diavolul, nu vin la credință și la pocăință, vor ajunge cu el în vecii vecilor.
aș vrea să închei cu cuvintele care îngerul le spune lui Ioan. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărat. Ioan s-a uitat la 2000 de ani distanță, le-a văzut și în limbajul lui simplu ni le-a scris nouă. Noi astăzi trăim în mijlocul lor și înțelegem ce înseamnă icoană vorbitoare, înțelegem ce înseamnă semn pe frunte și pe mână, fără de care nu poți vinde sau cumpăra, înțelegem ce înseamnă o armată de 200 de milioane de oameni, înțelegem ce înseamnă un templu reconstruit, înțelegem toate astea și spunem, Doamne, de unde l-a știut atât de exact?